A 10-a ediție a Congresului IT 2018 a reunit la Timișoara sute de specialiști în domeniu. Timp de două zile au avut loc prezentări, workshop-uri și demo-uri live desfășurate în paralel în patru săli. IT Congress este un congres cu tehnologie IT dedicat firmelor, adică cu aplicabilitate pentru business în general, mai puțin să zicem așa pentru acasă. Deși tehnologiile în ultimii ani converg și distinția asta dintre ceva care este făcut doar pentru acasă și ca să fie făcut doar la birou începe să se disipe, pentru că din ce în ce mai mult tehnologia devine inteligentă. Și se pot vedea și se vor discuta despre soluții pe inteligență artificială, soluții software de inteligență artificială, soluții de inteligență artificială făcute pentru administrarea rețelelor, soluții de inteligență artificială care interacționează în comunicație cu omul. Se discută despre securitate, despre modul de protecție a datelor, se discută despre administrare mai facilă, se discută despre diverse moduri de stocare a datelor, de data center performant, de soluții pentru data center performante, adică consum de energie redus, performanță cât mai mare, densitate cât mai mică, ocupăm cât mai puțin spațiu. Avem soluții de automatizare și citire automată a datelor de la diverse senzori pentru mașini de producție. Acolo puteți vedea o pubelă de gunoi inteligentă care știe cât de mult să umple. Practic, puteți să vedeți soluții de tipărire în diferite moduri, tipărire inteligentă care interacționează cu utilizatorul la imprimantă, adică inclusiv partea asta de tipărire se schimbă, nu mai este așa de restrictivă și imprimanta în sine începe să devină oarecum un calculator. Chiar râdeam cu un coleg că dacă vrem putem să ne uităm și pe Facebook de pe imprimantă. Avem imprimante de mare performanță, de exemplu, care pot să tipărească undeva pe la 100 de pagini pe minut, adică de mare viteză cu inkjet. Cam practic toate domeniile IT-ului, de la computere personale, imprimante, servere, medii de stocare, rețelistică, securitate, comunicații, cam despre toate aceste lucruri se pot vedea, se poate discuta la IT Congress. Congresul organizat de firma ETA2U este un prilej pentru aflarea celor mai noi tendințe din domeniul IT, oferite de reprezentanții principalilor jucători de pe piața IT mondială.